Tehnica revoluționară în urma căreia pentru conceperea unui făt a fost folosit ADN-ul la 3 persoane diferite, probabil că va genera necesitatea înscrierii în actele oficiale și a celui de-al treilea părinte. Operațiunea de manipulare genetică reprezintă o modalitate prin care se încearcă prevenirea cazurilor în care copiii se nasc cu boli mitocondriale devastatoare. Bolile mitocondriale pot duce la leziuni ale creierului, atrofie musculară, insuficiență cardiacă sau orbire. Ele sunt incurabile și pot fi fatale în câteva zile de la naștere sau chiar câteva ore. Bolile mitocondriale apar doar ca urmare a genelor primite de la mama fătului, astfel că tratamentul ce presupune manipularea genetică reprezintă o formă modificată de fertilizare in vitro cu ajutorul unui donator de oocite sănătoase. Cu mitocondria are propria sa informație genetică, nou-născutul va moșteni ADN de la ambii părinți, dar și o mică parte de la donator. Procesul are ca rezultat o modificare genetică permanentă care va fi transmisă mai departe de la o generație la alta. Totuși, ADN-ul provenit de la donator afectează doar mitocondria și nu influențează alte trăsături precum înfățișarea copilului, astfel că donatorul nu poate fi considerat un al treilea părinte. Veștile că un număr limitat de bebeluși cu mitocondrii donate s-au născut acum în Marea Britanie reprezintă prima etapă în ceea ce va fi probabil un proces lent și prudent de evaluare și rafinare a donării mitocondriale. Va fi interesant de afla cât de bine a funcționat această tehnică la nivel practic, dacă bebelușii născuți în urma aplicării ei au mai suferit boli mitocondriale sau dacă există riscul de a dezvolta mai târziu în viață. Potrivit unor estimări, 150 de bebeluși s-ar putea naște prin această metodă în Marea Britanie în fiecare an, relatează mesajul.ro.